Ciclistul sucevan Vlad Dascălu a obținut o nouă victorie importantă în circuitul european de mountain bike. Sportivul în vârstă de 26 de ani a câștigat concursul BTT XCO de Melgaco la Cross Country Olympic, după ce la mijlocul lunii februarie s-a impus și la Chelva, Spania, în prima cursă de mountain bike din 2024. Dascălu a parcurs traseul cu timpul de 1 oră 20 de minute și 16 secunde, devansându-i pe portughezul Mario Costa și pe spaniolul Alberto Barroso. La feminin s-a impus italianca Chiara Teocchi. Născut la Fălticeni, Vlad Dascălu a emigrat cu familia în Spania la vârsta de 9 ani și s-a apucat de ciclism la 14 ani. Un an mai târziu a trecut la mountain bike, iar în 2019 a devenit primul campion european din istoria ciclismului românesc. De atunci, palmaresul lui a crescut considerabil, incluzând o medalie de aur la Jocurile Europene din 2023 și un loc 5 la campionatele mondiale. Vlad Dascălu a încheiat anul 2023 pe locul 11 în Cupa Mondială de mountain bike, cu două clasări pe podium.